Marți a debutat simpoziumul Zilele Medicale Sălășene, eveniment anual organizat de Colegiul Medicilor Sălaj. Aflat la cea de-a 17-a ediție, în acest an, simpozionul Zilei Medicale Sălăjene cuprinde o gamă variată de cercetări de specialitate care vor fi prezentate de cadre medicale, specialiști din mediul universitar și invitați din domeniul medical pe parcursul a 3 zile, după cum a precizat și doctorul Ana Maria Matioc, vicepreședinte al Colegiului Medicilor Sălaj. Eveniment organizat de Colegiul Medicilor Sălaj, Zilele Medicale Sălăjene, cea de-a 17-a ediție, eveniment la care sunt invitați toți membrii Colegiului Medicilor Sălaj. De asemenea, la această ediție avem alături de noi și alți doctori din alte orașe sau centre universitare, de a căror prezență ne bucurăm cu toții. În deschiderea manifestării, medicii prezenți au ținut un moment de reculegere, după care președintele Colegiului Medicilor Sălaj, Liviu Oroian, a prezentat aspecte administrative despre activitatea Colegiului Medicilor și a declarat deschis simpozionul, invitând pe Paraschiva Postolache, conferențiar universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie Iași, să-și prezinte cercetarea. Fac parte și din programul național al Stop Fumat al Ministerului Sănătății de la început, când eram 6 persoane, 12 persoane, acum suntem vreo 60 și discutam și cu domnul director al Colegiului Medicilor, președinte. Dar despre renunțarea la fumat și povesteam ce trucuri trebuie să aplice ca să se lase de fumat mai repede. Da, la nivelul Societății Române de Pneumologie sunt și în bordul Societății Române. Am înființat grupul de lucru de reabilitare pulmonară datorită beneficiilor pe care le are reabilitarea pulmonară. 3 ani de zile am avut șansa, pentru că din 2005 sunt membru la CEST, s-a numit inițial American College of Chest Physicians. Este o societate profesională unică în lume, înființată în 1935 în Statele Unite, acum este mondială. Singura, spuneam, la care toți specialiștii care se ocupă de torace se întrunesc și iau decizii când trebuie luat într-o anumită problemă care ține de torace, decizii care sunt luate drept referință de toate societățile internaționale. Sigur, am devenit după aceea regent internațional pentru România și la a doua legislatură de regent, eram 10 în întreaga lume, mi s-a cerut să candidez pentru funcția de vicepreședinte și apoi președinte în Consiliul de Administrație al acestui colegiu. Am candidat și după 2 luni, când mi-a venit răspunsul că am fost votat în unanimitate, credeți-mă că 3 luni de zile mi-a fost frică să spun colegilor ce funcție importantă am eu. Precizăm că pe parcursul celor 3 zile, medici și specialiști din domeniul medical vor expune aspecte legate de noile tratamente, diverse patologii și tehnici de intervenție specifice.